Jurnaliștii giurgiuveni au venit la săptămânala conferință de presă a socialdemocraților ca de obicei, cu agendă, pix, reportofon și camere de luat vederi. Nu le-au folosit însă pentru a surprinde cele mai fierbinți declarații politice, pentru că parlamentarii PSD, Nicolae Bădălău și Nicolae Florian au pregătit o surpriză, sau de fapt mai multe, șorici, cozonac, vin fiert, șampanie și bomboane, dar și multe urări de bine pentru sărbătorile ce vin. Azi nu vreau decât să vă spun la mulți ani, eu cred că dacă tot anul v-am supărat și tot anul, mă, vin sărbătorile, cum să mai fie rea, acum și să mai spunem despre ziceam ceva de partenerii de alianță, de toată nebunia. E foarte bine, noi ținem să rămân alianța, sperăm că se vor potoli lucrurile, odată cu sărbătorile vom avea și mai multă înțelepciune și să vă bucurați de familie, să fiți sănătoși. Să sperăm că 2014 va aduce lucruri bune pentru fiecare dintre noi în casă, bunăstare și poate reușim să facem și din Giurgiu ăsta oamenii să aibă un zâmbet mai plăcut pe buze. La mulți ani și să dea Dumnezeu un an numai cu bucurie pentru toți. Să fim sănătoși. Nu a ratat ocazia de a fi alături de jurnaliști nici primarul giurgiuvean, însă fotografiile de la finalul conferinței pot intra în istoria presei giurgiuvene. O poză de grup reușită, cu mult zâmbet și strângeri de mână. Nu le pune una în partea. Da. E clar. Ia-l pe la grupă, le voi.